Un angajator din Târgu Jiu cu activitate în domeniul transporturilor terestre de călători a fost sancționat săptămâna trecută de către inspectorii Teme Gorj cu suma de 10.000 de lei pentru primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractului de muncă cu timp parțial. De asemenea, în cursul săptămânii trecute au avut loc 45 de controle, fiind aplicate 36 de sancțiuni în valoare de 188.000 de lei. Au fost dispuse și 185 de măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. În perioada 6-10 februarie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat 45 de controle care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă cât și domeniul securității sănătății în muncă. Au fost aplicate 36 sancțiuni contravenționale în valoare de 188.000 de lei și dispuse 185 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. Un angajator din municipiul Târgu Jiu, având domeniul de activitate transportul terestre de călători, a fost sancționat săptămâna trecută de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj cu suma de 10.000 de lei pentru primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial. Atragem atenția tuturor angajatorilor asupra faptului că, potrivit prevederilor legii numărul 53/2003 Codul Muncii, primirea la muncă a unuia sau mai multor salariați cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial se sancționează cu amendă de la 10.000 la 15.000 de lei pentru fiecare persoană astfel identificată.